Bun, băi, că toți suntem în trafic în Cluj și mamă, cât am mai traficul este, am zis, hai să facem un clip educațional, că toată lumea învață pe toată lumea în ziua de astăzi, nu? Și hai să învățăm și noi pe cineva. Deci, ce educăm noi astăzi? Despre ce? În ce zonă? Păi, dacă doriți să nu stați în trafic în Cluj sau în orice alt oraș în care e trafic la ora asta când iese toată lumea de la lucru, nu mai lucrați. Da, asta... Da, de ce lucrați? Adică, da, eu nu înțeleg de ce lumea se mai duce la muncă când ar putea fi proprii șefi, adică e foarte simplu. Eu am văzut, cred că sute sunt în România în momentul de față, sute de programe educaționale, de antreprenoriat, de abilități, de... Da, dar oricum... Freelancing. Degeaba astea programe, știi, că oamenii... Problema e efectiv la pasul ăla de a începe, știi? Ori trebuie să te împingă cineva de la spate, ceea ce, după părerea mea, e un pic forțat. Și atunci trebuie să vină din interior, să fie o dorință intrinsecă. Și atunci asta vine în momentul în care reușești să inspiri pe cineva să facă chestia asta și să-i vină din interior, știi? Că dacă vine din exterior... Adică dacă îl văd eu pe Bogdan, că uite ce bine o duce Bogdan, că e la Cluj aici, da. Și face, se plimbă în toată țara și așa mai departe. Eu îmi doresc să fiu ca el, știi, dar nu merge așa. Băi, apropo de asta, am venit la Cluj, nici nu știam cât de mulți prieteni am în zona asta. Pe bune, deci chiar nu știam. Pe Andrei îl știam, bineînțeles, dar și pe cei din Nova Conta. Dar sunt foarte mulți care au venit aici și nu știam că sunt din zona asta și uite, au zis să ieșim, să ne vedem, să mâncăm mic dejun, prânz, că la cine au fost, să vorbim, să discutăm despre un proiect, despre altul, chiar foarte tare și nu mai plec, adică am mai stat o zi în plus pentru că am vrut să mă întâlnesc cu toată lumea, ceea ce este foarte mișto. Băi, chiar aveam un anunț de făcut, apropo de ce vorbeam noi mai devreme. Știi, cu chestia asta, când vrei și tu să faci, să lucrezi de pe plajă, sau vrei și tu să faci freelancing, vrei și tu să faci afaceri online, vrei și tu să fii nu știu cum. Acum, eu că am făcut, am ajuns la 6-a ediție, cine aceea de business, mă gândeam, cum ar fi să fac un curs? Vrei să faci și tu să organizezi evenimente și să câștigi bani din asta, cumpără un curs. Cumpără cursul lui Bogdan și da. Să vă zic el ce trebuie să faceți. Da. Deci am ajuns la 6 ediții, de ce n-aș putea să vând și eu un curs? Băi, nu, chiar n-aș putea, nu știu, deci chiar mi s-ar părea absurd, dar, deci uite, cine va mai vedea acest video, gândiți-vă cât de penibil și cât de absurd este să faci un curs despre cum să... creezi un eveniment din acesta nou, un concept cum am făcut noi cu cine aceea de business și să faci bani din el, știi? Ar trebui să arăt câți bani fac, să-i număr în fața camerei, nu? Logic, așa? Ei, dar pe cât de penibil ar fi acest lucru, pe atât de bine s-ar vinde. Pentru că aș merge pe ideea asta. Mamă, și are de toate în el. Te plimbi la Constanța, la Brașov, la Cluj, te vezi țara, cu prieteni, în cu toată țara, te duci la restaurante, bei, mănânci și mai faci și bani pe lângă chestia asta. Ai sponsor, te susține toată lumea, cunoști oameni, cum ar fi? Cum ar fi să stai așa acasă să faci 3-4 evenimente din astea pe lună? Da? Că am făcut 3 pe lună am făcut. Ba chiar luna asta vor fi 4 în total. Așa? Și cum ar fi să faci evenimente din astea și să stai degeaba și să-ți vină așa foarte mulți bani, nu? Câți bani? Mai exact, știi care e chestia 6.822 de euro pe lună. Da. Știi care e chestia și cu aceste cursuri? Eu, de exemplu, am învățat de la persoanele care învață pe cei care învață, știi? Deci cum? Am învățat de la persoanele... Care învață pe cei care învață. Care învață... Adică, că n-am înțeles. Deci, adică de la studenți. De la, nu, am învățat de la persoanele care, de la care au învățat cei care te învață pe tine, știi? Ah. Asta e ca aia, știu că știi că știu că știu că și mai știu că știi că știu că știi că... Știi și persoanele care au învățat de undeva și ei au învățat de undeva, nu? Adică cei care vând cursurile. Ah, gata, da, am înțeles acum. Da, păi este profesor și studenți, știi? Deci, bine, nu vorbesc de profesor, că aici e altă...
deci asta, profesorul nou experiență, și... știi? Păi nu, dar zic, profesorul te învață și studenții sunt cei care ascultă, știi, să zic persoanele cărora, de la care ai zis tu că înveți. Da, poți să faci așa, dar... În sensul ăsta, ca și analogie, numai. Da, da, da. Eu cred că în momentul ăsta, uite... Ca profesor poate să fie în orice domeniu. În momentul ăsta cred că s-ar vinde absolut orice are legătură cu a învăța ceva din care să faci bani, știi? Adică poți să faci un curs cum să tai felia de pâine și să o vinzi, cum să iei o pâine, să o vinzi în felii mai multe și să câștigi bani din asta. Adică lumea vrea acum foarte mult să câștige bani nefăcând nimic. Sau depunând un efort cât mai mic. Cam așa văd eu lucrurile în momentul de față. Da, de acolo unde e cel mai ușor și unde e cea mai mare, e și cea mai mare competiție și e și cel mai greu de făcut bani. Unde e cel mai ușor. Adică nu de făcut bani, că banii nu îi facem noi, banii face ăștia de la printat bani, dar de atras bani spre tine, da? Când vrei să atragi bani spre tine, să generezi venituri. Asta zic. Tot timpul unde e cel mai greu domeniu, acolo au ajuns oamenii cu cele mai mari venituri. Și acolo s-au creat marile averi ale lumii, da. Unde e greu, știi? Unde chiar nu-i competiție și unde e bătaie foarte puține, pentru că, bă, e greu, știi? Și acolo au ajuns. Dacă te uiți la toți care sunt acum miliardari ai lumii și te uiți la căsune care au, știi, bibliografii sau așa mai departe, poți să vezi cam ce au făcut ei și nu cresc chestii grele, adică chestii ușoare, pardon. Da, ideea, apropo de biografii, e foarte interesant și recomand, eu am citit multe biografii, din asta am învățat cel mai mult. Și recomand biografia lui Richard Branson, a lui Donald Trump, chiar și Robert Kiyosaki, chiar dacă este mamă. Deci Robert Kiyosaki ăsta era la un moment dat regele business-ului văzut. Deci, practic, cred că printre primele cărți de business apărute în România au fost astea, ale lui tată bogat, tată sărac. Și acum, acum e văzut așa, ca un sărac care a dat faliment și care face evenimente să... și oricum, cam așa e, că el din asta face bani acum. Păi da, și din asta și-a făcut și averea, că el a pierdut foarte mulți bani, ce am înțeles, și un pragul altceva de, nu știu ce avea efectiv. Cum era într-o stare destul de rea, a creat această carte, Tată bogat, tată sărac, pe care a vândut-o și din care s-a îmbogățit ulterior. Știi? Bine, și asta e un business. A contat titlul foarte mult și povestea asta, cum avem fiecare, mă rog, știi, tată bogat, tată sărac, că fiecare avem un gând pro și un gând contra, să zic așa. Adică vrem, băi, aș putea să mă duc în industria asta sau aș putea să încep în antreprenoriat și altă voce zice, mă, nu, că e greu, mai bine ai să stai, mai bine cât primești, aia e, nu-i dai, îi iei, știi cum sunt vorbele alea din bătrâni. Multă lume zice că să rămân angajat pentru că am siguranță, dar zic că siguranța asta oricum depinde de antreprenorul care te angajează pe tine. Adevărat. Știi? Și practic tu spui, cum să zic, siguranța asta în mâinile alte persoane, ceea ce înseamnă că nu-ți asumi complet, știi, lucrurile. Da, foarte bine spus. Foarte interesant. Într-adevăr, nu-ți asumi pentru că... Vrei să-și asume altcineva pentru tine, știi? Și practic el să-și asume tot riscul, care oricum și-l asumă, știi? Și atunci, dacă tu îți iei porția ta, știi, cu cât... Și atunci n-are rost să stai să te plângi că nu-ți place jobul sau că nu-ți place... Bă, mereu e un risc, știi? Scuze că te întreb, mereu e un risc. Atât ca angajat... Vorbește mai tare, stau de și băieții aici, oameni, lumea, femei, femeile. Atât ca antreprenor, e un risc, știi? Asta... Asta zic, da. E fain că... Adică oricum ai risc. Și eu pot să-mi tipări foarte mult de speaker motivațional treaba asta cu... Bă, dacă te angajezi, e un risc, știi? Dar și să fii antreprenor e un risc. Da. O să fii jos, știi? Păi, normal că e. Dar ambele sunt riscuri. Deci, eu vreau și acum, că stăm în Cluj aici, în trafic. Dar numai că trebuie să-ți placă ceva, dacă îți place, știi, cu adevărat. Poate să-ți placă să fii angajat mai mult decât să-ți placă să fii antreprenor, știi? Sunt angajați care câștigă foarte bine, știi? Și sunt angajați care câștigă mai mult decât mulți antreprenori din România. Da, exact. Am spus și eu chestia asta odată. Sunt oameni care lucrează, care au un job și câștigă mai mulți bani decât un antreprenor care are un business-uleț al lui acolo. Dar eu cred că cel mai mare câștig în zona asta este faptul că îți organizezi timpul cum vrei tu și că întotdeauna nu există, de fapt, niciodată nu există limite la ce ai putea să faci, știi?
Da, și proiectul ăla la care lucrezi tu, chiar dacă eu acum câștig, rămâi cu el, știi? Da, eu câștig 2000 de euro și tu ești angajat și câștigi 5000 de euro, tu o să ajungi la pensie cu chestia asta. Eu pot să ajung la 30, 50, 100 de mii. Cum de altfel pot să și ajung în faliment. Deci, na, ideea este că noi n-ar trebui să mai... Sistemul să... binar cu Bogdan Dumitru, da. Dualitate. Nu, dar n-ar trebui să ne mai... Să mai facem comparațiile astea. Unul e angajat, altul e antreprenor, altul e afacerist. Păi nu, și dacă ești angajat și dacă ești antreprenor, oricum ai de lucrat, știi? Adică cei care câștigă foarte bine și ca angajați și ca antreprenori, care lucrează și câștigă foarte bine, lucrează mult. Dar aici e chestie de piață, nu? Adică și piață, de exemplu, și la angajați există o piață a angajaților. Păi și am fost angajat și tu ai fost angajat, nu? Cred că toată lumea ajunge... S-au pornit cu chestia asta la un moment dat. Da, că te angajăm. Dar da. Spune că dacă lucrezi la un proiect, ești angajat în altor firme, știi? Da, practic, tu ce dezvolți acolo, dezvolți propriul tău portofoliu, dar care e, de fapt... Apropo de chestia asta cu propriul șef, cum s-au marketat întotdeauna cursurile astea de business, vrei să fii propriul tău șef, când de fapt în momentul când începi un proiect, fiecare client e șeful tău. Ai 3-4 clienți, sunt șefii tăi, mă rog, cu ghilimele de rigoare, dar că lucrezi pentru ei, trebuie să răspunzi în fața lor, nu? Da, 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 exact. Practic și șefii noștri, dacă am fi angajați, ar fi angajați. Da. Chiar, mă, da. Da, corect. Deci, practic, și șefii noștri sunt angajați dacă avem șefi. Da, zice, bă, cine ești, mă, tu? Păi sunt patronul tău, șeful tău, nu ești, bă, ești angajatul clientului nostru. Corect. Da. Poți să vezi așa, adică, mă rog. Ideea care e că și acolo sunt piețe, știi? De exemplu, deci depinde care ți-e piața și cui te adresezi. Pentru că dacă ai un job care, nu știu, faci, nu știu, mături străzile sau așa, clar că nu poți să câștigi foarte mult din treaba asta. Da, pentru că e raportat la nivelul de valoare pe care îl oferi lumii și care e valoarea ta și cine poate să facă sau cât de greu e să facă chestia respectivă. Și tu dai o chestie care, lucrând la un lucru, nu știu, care necesită intelect, da, necesită muncă, necesită și e mult mai valoros pentru cineva, atunci clar că primești mai mulți bani. Pentru că e mai valoros. Asta e raportat la valoarea pe care o percepe lumea și pe care... Pentru că și în servicii, da? Eu pot să-mi vând acum serviciile la un client cu 500 de euro și la alt client cu 5000 de euro și să fac exact aceeași chestie. Și e o diferență numai de cum raportăm și acum percepe clientul acela că ce-i fac eu și pentru el ca și valoare. Da. Știi? Poate pentru cineva faptul că îi fac un ad pe Facebook sau faptul că îi fac un strategie de social media, pentru cineva poate valorează mai puțin și nici nu are așa de mult să-și permită, pentru că raportat și la venit pe afacerii lui și la tot. În schimb, dacă mă duc la alt client care are totul format și așa mai departe și are și de unde să plătească și toate cele, clar că o să plătească fără probleme, știi, mai mult pe același lucru. Dar știi ce mai vreau să... Acum că m-ai terminat ideea asta, chiar mi-am adus aminte că ne-am văzut acum pentru prima oară și aveam mereu această curiozitate. Te-am mai întrebat și în online. Eu, cum ești tu așa de liniștit? Tu chiar ești un om foarte liniștit și calm. Am citit o carte. Asta este secretul. Citiți o carte. Ce carte? De fapt, am citit mai multe cărți. Una se numește Călugărul care și-a vândut Ferrari-ul. E o carte cu o poveste la bază, care sigur o să vă placă. Alta era Mintea senină și liniștită. E o carte tot așa de călugări, chestii de genul. Și încă o carte care spunea tot așa pe baza unor povești, de exemplu, că totul se raportează la ceea ce percepem noi față de pericolul pe care ne-l imaginăm. Adică la reacția ta asupra ceea ce se întâmplă în jurul tău, știi? Și în momentul în care îți dai seama că sunt atât de lucruri care nu depind de tine, gen, să zicem că tu ești supărat sau plângi și eu, nu știu, dar o să mă tristez eu pentru tine, toate că pot să empatizez. Da, că n-ai cu ce să mă ajut sau... Da, știi, adică nu depinde de mine, nu am control asupra ta, știi? Adică să nu te afunzi în lucruri pe care nu le poți controla tu. Ce poți controla tu e reacția ta la față de obiectele din jur sau față de...
ce se întâmplă în jurul tău. Aici e fain, eu m-am dus în stânga și în altul s-a dus în dreapta. Știi? Și atunci cel mai bine poți să controlezi cum ai tu reacția la lucru, ce se întâmplă sau se întâmplă viața ta sau în jurul tău. Asta e tot. Și am în momentul auzit, acela poți să fii, asta, ai controlul total, că tu ești controlul total, știi? Și atunci clar că nu mă enervez și rămân calm. Dar dă un exemplu așa, hai să ne gândim la un exemplu concret de stres. Care... Plus că stresul e principalul cauzator de boli cronice. Da, știu. Diabet, cancer. Eu sunt foarte stresat, acum m-am mai relaxat, dar am avut o perioadă în care eram, mamă, deci stres, am ajuns și la spital, în fine. Dar hai să ne gândim la un exemplu concret, așa, general, de care știm că și noi și mai toată lumea este stresată. Uite, chiar asta cu bani, despre care vorbeam, nu? Da. Că, până la urmă, și în era asta post, sau mă rog, during the pandemie, toată lumea a vrut să intre în zona antreprenoriatului, să fac ceva pe cont propriu, pentru ca să câștige mai mult, nu? Să... Da. Și de aici pleacă, de fapt, stresul acesta, nu? Ce... E o chestie de conștientizare. Uite, dacă vrei să combați stresul, exercițiile de meditație, de recunoștință pot să ajute. Adică să fii recunoscător asupra faptului că ești sănătos, faptului că ai o casă unde să trăiești, ai prieteni, ai familie și toate cele. Adică da, lucruri pe care le poți practica în fiecare zi, 10 minute, să da, te gândești la da, chestia asta. Și automat te liniștești. Mai practic, de exemplu, când sunt foarte stresat, că am și momente în care sunt stresat, deși nu arăt, mă mai duc și fac așa, câte un duș de la rece, adică efectiv intru în duș și dau drumul la apă rece. Și asta ajută, te detensionează instant și îți ajută, are mai multe beneficii și pentru circulația sângelui și toate cele. Asta poți face, de exemplu, dușul reci dimineața sau... toate că pare foarte incomod, dar au foarte multe valoare. Puteți să căutați detalii pe internet despre dușurile reci, au foarte multe beneficii. Și iarăși sunt conștient foarte mult de, că la un moment dat chiar am stat și am conștientizat chestia asta, de ce se întâmplă în lume. Adică totul e raportat la situația în care ești și unde ești și ce faci. De exemplu, în ce este de parcare? De exemplu, noi nu ne-am născut în Africa, da? Unde acolo oamenii săraci poate n-au apă, știi? Sau n-au ce să pună pe masă. Sau m-am gândit că, uite, la alții îi război acum, știi? Sau n-au casă, sau toate cele lucruri, da, știi? Și noi stăm, adică trebuie să conștientizezi ce ești tu acum și cum ești tu acum. Ești chiar așa rău? E chiar așa rău? Da. Știi? Alții da, săraci, adică am înțeles ideea asta. Le-au murit familia, știi? Da, să cunoști și chestia asta cu recunoștința interesantă, cu meditația asta, nu? Să faci exercițiul ăsta de recunoștință. Asta te ajută. Asta mi se pare, da, într-adevăr. Da, uite, rămânem cu chestia asta acum la final, că am ajuns, am găsit un loc de parcare. Un prim podcast din mașină alături de Andrei, 18 minute. Nu știu ce am mai vorbit noi pe acolo, dar cu siguranță sunt câteva lucruri le interesante. Le punem pe grup, da. Punem pe YouTube. Pe YouTube. Ne auzim.